corespunzătoare, vă rog foarte mult. Ieri am început conferința de presă în regulă, după care nu ne-am dat seama, ne-am mai apropiat. Vă rog frumos să țineți distanța fizică corespunzătoare. Mulțumesc. Suntem astăzi în fața dumneavoastră căutând să identificăm care să fie rezultatele. Cu greu am putut identifica acest lucru pentru mandatul PSD în sectorul 6. În schimb, ce știu cu siguranță este că atunci când vorbesc despre sectorul 6, am așa un sentiment că trebuie să mă feresc de oamenii primarului și de tot ce înseamnă angajații pe care îi controlează, că nu știi niciodată la ce să te aștepți. Este un sentiment de nesiguranță în acest sector, de tendință de a folosi banii publici pentru orice altceva mai puțin decât pentru a produce rezultate pentru viața oamenilor din sector. Sincer, te uiți la cheltuielile acestui sector și vezi prea puține rezultate, foarte puține. În schimb, vezi cum gașca din jurul primăriei și oamenii care sunt pe lanțul acesta de cheltuieli publice s-au îmbogățit. Și este evident că PSD în sectorul 6, ca și în celelalte sectoare de altfel, folosește banii publici pentru interese de grup, folosește banii publici ai oamenilor din sectorul 6 pentru propriile afaceri și pentru propriile planuri politice, lucruri pe care vrem să le stopăm cu o administrație serioasă care să facă treabă în sector. Aș vrea să știți de la mine, și fac această precizare în sectorul 6 pentru că mi se pare importantă, ne asumăm tot ce nu a mers bine din partea PNL în sectorul 6, ne asumăm acest lucru și ne dorim să arătăm... Să nu, fiți agresivi, vă rog. Să nu fiți agresivi. Aceasta este atmosfera pe care primarul sectorului 6 o pune în scenă. Asta înseamnă manipularea necazurilor unor oameni pe care îi folosește pentru a arăta că le pasă. În realitate își bat joc de grijile oamenilor și îi folosesc în scop politic. Prin urmare, nu aceasta este maniera în care se face administrație în București. Nu trebuie să vă lăsați manipulați. Nu trebuie să vă lăsați manipulați, ci trebuie să aveți încredere că suntem un guvern responsabil și o administrație care vrea să facă treabă. Am să-i dau cuvântul domnului Ciprian Ciucu pentru a vă prezenta pe scurt care sunt minusurile identificate de noi în acest sector, iar eu o să vă spun cu dumneavoastră în mod corespunzător. Iar eu am să vorbesc cu dumneavoastră. Bun. În esență, eu am să rămân să vorbesc cu domnul și Ciprian Ciucu va continua prezentarea. Îmi pare rău că PSD se folosește de necazurile oamenilor. Îmi pare sincer rău. Nu așa se face politică, ci cu respect pentru pensionari și cu o atitudine respectoasă față de fiecare om. Nu așa se face politică în România. PSD folosește oamenii pentru a arăta chibune că le pasă. Nu aceasta este maniera în care faci administrație în România, trimițând pensionari amărâți ca să se exprime la o conferință de presă pentru a perturba prezentarea pe care o facem astăzi. Noi putem să vorbim separat, cu siguranță am să vă dau orice răspuns aveți nevoie din partea mea. Însă nu vă lăsați folosit de PSD pentru că își bate joc de dumneavoastră. Uitați-vă la oameni responsabili care vă vorbesc cu responsabilitate, nu vă lăsați folosit și manipulat. Nu asta este soluția. Mulțumindu-vă, am să merg să vorbesc separat cu domnul în baza mandatului pe care l-am. Nu vă îndreptați mâna spre el. Mă așteptam să se întâmple acest lucru. Gabriel Mutu este genul de politician care se folosește
de dragele oamenilor pentru a arăta că vrea să facă treaba statei, îi manipulează, le folosește necazurile pentru interese de partid. Nu. Mă aștept să vedeți și alte manifestări de tip mafiot în sectorul 6. Mă aștept să vedeți și alte manifestări. De aceea au confiscat Bucureștiul. Vor să facă ce vor, ce interese politice au, numai că o să le contrapunem o administrație serioasă, eficientă, care vrea să facă treabă. Vă spuneam și aș vrea să duc fraza până la capăt. Am învățat din greșelile pe care le-am făcut în administrația din București. Am învățat din toate aceste greșeli și nu o să le mai repetăm. Aș vrea să-i dau cuvântul lui Ciprian pentru o scurtă intervenție, după care vă voi rămâne la dispoziție pentru orice întrebare. Vă mulțumesc. Te rog, Ciprian. Bună ziua! Adevărul este că ne așteptam la un astfel de bruiaj, pentru că am știut de acum o jumătate de oră, Gabriel Mutu a trimis mai mulți pensionari de la organizația PSD Sector 6 și oameni care au probleme sociale, special pentru a bruia acest eveniment, această conferință de presă. Este tipic lui Gabriel Mutu. Ideea principală este ca PNL-ul în Sectorul 6 să nu-și ducă mai departe mesajul, ci pur și simplu să fie bruiat cu astfel de evenimente care să capteze știrile de seară în loc să capteze ce au de spus, ce ar de spus practic candidatul PNL la Sectorul 6. Cu toate acestea, chiar dacă momentan s-a mutat acolo în acea direcție interesul, eu o să aștept liniștit până se calmează. Da, acum ai de număr de telefon și o să țipe la telefon. Da. Da, o să continui, dar să scăpăm de bruiaș, că ar fi absurd că eu să vorbesc de aici, ai toată atenția să fie acolo. Să se mărească pensiile cu 40%, să se mărească avocatii pentru amăriții de copii. Uite cine dă interviuri. Da. Nu ai problemă. Asta e doar începutul. Trebuie să... Atâta știu. Foarte bine că țara asta nouă ne trebuie un om cu mână de fier. La tine! Nesimțit, om bătrân și nesimțit. Cu mine nu ține. Mie de respect. Frică de frică și de frică. Păi vinde, Dumne, de ce te râdă de mine? Ce i-am dat în cap? Cosmin! Ăsta? Am toată încrederea, doamna Mirica. Ce mai faci, mă, cu ce mă faci?
Imediat. În acest context, în care dumneavoastră ați văzut cum face PSD politică în București, și anume agitând, și anume trimițând oamenii și exploatându-le dramele, nevoile evidente pe care le au, trimițându-i peste noi ca să nu ne putem exprima liber, ca să nu putem arăta în ce fel, repet, de clan care sifonează banii publici se comportă PSD în București, crezând că București este moșia lor și, bineînțeles, la sectorul 6 se vede cel mai bine. Eu, de exemplu, când mă gândesc la sectorul 6, simt nevoia să mă uit în spate și să văd dacă gașca PSD condusă de Mutu este acolo și îmi pregătește vreo surpriză, și anume face lucruri pentru propriile interese cu banii oamenilor din sectorul 6 sau nu. Prin urmare, am întrerupt conferința de presă pentru că doi pensionari, cred că trei, că a mai venit și o doamnă, trei pensionari își prezentau cu un ton verbal ridicat problemele pe care trebuie să le verific pentru a putea avea un dialog civilizat. Eu știu că se pot ajunge la probleme limită în cheltuirea pensiei atunci când mai ai și alte persoane de întreținut. Este adevărat acest lucru. Nu am de unde să știu care sunt contribuțiile dânșilor de-a lungul vieții profesionale, care a fost parcursul activităților ca să pot să fac o judecată cu privire la cuantumul pensiei. Ce știu este că viața este într-adevăr scumpă în București, în orice sector. Ce știu este că facem toate eforturile ca guvern să găsim resursele pentru creșterea pensiilor, dar, repet, are legătură și cu cât a contribuit persoana de-a lungul vieții. Nu știu aceste date. Îmi arătau un talon de pensie din care rezultă o pensie mică, dar n-am de unde să știu care a fost parcursul profesional al persoanei, așa încât, fiind evident înțelegătoare față de nevoile oricărui român care are venituri reduse, că vin acestea din salariu sau din pensie, rămân la părerea că trebuie să bazăm tot sistemul de pensii pe contributivitate, așa încât dacă contribuțiile persoanei au fost mici sau dacă activitatea profesională a fost redusă, din păcate și pensia rezultată este mică. Dar, repet, am solicitat să avem o discuție separată. Părerea mea este că ce s-a întâmplat astăzi aici este orchestrat de PSD. Ciprian poate are alte informații. Au terminat cu haidamacii și cu varianta agresivă de tip oamenii Gabrielei Firea. Au trecut la oamenii greu încercat social, au trecut la oamenii din categoria celor care nu la dumneavoastră, mă referam la Bădulescu. Spuneam că au trecut de la haidamaci clasici la persoane vulnerabile, la persoane greu încercate pe care le aruncă în față. Este grobian ce face PSD cu această tactică. Da. Este absolut grobian. Te rog, da, Ciprian. Acum o jumătate de oră, câțiva pensionari au venit și au întrebat dacă aici este evenimentul. Și am întrebat ce eveniment și au zis că au fost trimiși de către PSD sector 6. Deci am confirmarea lor verbală și colegii mei, ei se interesau de un eveniment aflat de la PSD sector 6. Deci este o tehnică de bruiere pe care Gabriel Mutu și PSD sector 6 au pus-o la cale pentru a nebura evenimentul de astăzi. Este cât se poate de clar. Ne aflăm pe strada Liniei. Este o stradă care face legătura, practic, ar putea să facă legătura între centură și undeva zona Cotroceni. Și Gabriel Mutu a promis că în 4 ani aici va reabilita această șosea și o va face o promenadă. Și am ales acest loc simbolic, tocmai ca să arătăm că promisiunile lui, chiar dacă au avut 7 primari, au fost 7 primari PSD în București, au avut și guvernul, nu au reușit ca să transforme această zonă, iar dacă reporterii și cameramanii ar fi cumva curioși să vadă cum arată strada Liniei, în ce hal se prezintă, o să vadă că este cât se poate de reprezentativă pentru mandatul lui Gabriel Mutu. Dacă dumneavoastră să-mi spuneți, dacă vreți, putem rămâne aici să continuăm discuția sau aveți o poziție sau ne întoarcem în setup-ul inițial. Bine, vă rog. Și continuăm. Aveți cuvântul meu de onoare că nu plec de aici până nu vorbim. Doar o frază, vreau să mai spun.
Bun, bruiați ca și în cazul conferințelor lui Nicușor Dan, dar cu o altă strategie. Bruiați de maniera mafioată în care PSD face administrație în București. Continuăm conferința de presă pentru care v-am invitat astăzi, la care v-am invitat astăzi. Și-l rog pe Ciprian Ciucu să vă prezinte bilanțul negativ al administrării sectorului 6, un sector în care se vede cu ochiul limpede cum s-au construit găști conectate la alte găști și la firme prin care se sifonează banii oamenilor din sectorul 6, rezultate puține, dar buzunare pline pentru PSD sector 6 după acest mandat. Îl rog pe Ciprian să continue, după care vom răspunde întrebărilor dumneavoastră. Bună ziua! Deci reluăm din momentul în care am fost bruiați de către oamenii lui Gabriel Mutu. Am pus în 10 puncte cartea neagră a guvernării PSD în sectorul 6. Am avut 3 ani de delăsare, și un an de lucrări de mântuială. Acum, în ultimul an, s-a apucat Gabriel Mutu, după ce am împrumutat o sumă fabuloasă de 240 de milioane de euro, s-a apucat să facă așa lucrări de ochii soacrei. Lucrări care vor dura foarte puțin, pentru că calitatea lor este extrem, extrem de proastă. Oricine poate să vadă cu ce lucrări a venit Gabriel Mutu, o să vadă că le-a făcut la repezeală și că nu sunt lucrări pe bune. În ceea ce privește și spațiul verde pe care spune că l-a amenajat, dar și mai ales calitatea asfaltului și a trotuarului. Reabilitarea termică este puțină, este scumpă și este proastă. Deci a reabilitat termic doar câteva blocuri care să se vadă pe la stradă, dar dacă mergem prin cartiere, prin militar, prin Crângaș, prin drumul Tabrei, prin spate, o să vedeți că este aproape inexistentă reabilitarea termică. Oamenii nu știu când blocul lor va intra pe listă pentru a fi reabilitat. Totul se face pe criterii neclare, netransparente, lucrările sunt foarte, foarte scumpe. În materialul pe care l-ați primit aici în chenar o să vedeți că se ajunge ca reabilitarea unui apartament cu două camere să coste 14.000 de euro. Am calculat pe piața liberă să vedem cât ar costa de fapt să reabilitezi un apartament cu două camere și rezultă că undeva la 3.000 de euro maxim, dacă luăm și lucrări de acoperiș sau de casa scării sau subsol. Deci sumele care se învârt sunt extrem de mari. Ce se întâmplă? Aceste reabilitări se fac la a treia sau la a patra mână. Aceste reabilitări nu sunt câștigate de firma care ajunge în final să execute lucrările. Sunt două, trei, a făcut și Potraș, a făcut și Mănescu, face și Mutu. Da, și-au predat unii altora afacerile. A promis creșteri și grădinițe de mână cu Gabriela Firea. Deci tot ce avem noi aici este pe baza materialelor din campanie publicate de către Gabriel Mutu. Da? În sectorul 6 sunt doar 3 creșe, iar locurile la grădinițe sunt insuficiente. A promis că va face creșe și grădiniță, nu a făcut nici măcar una. Mai rău, sunt școli care învață în containere. Copiii la 197, unde a făcut și școala generală, învață în containere. Nu este normal așa ceva. Au apărut construcții haotice, nesistematizate și îndesiri. Puzul sectorului 6 a fost făcut cu 30.000 de euro. Un puz al unui sector la un asemenea nivel costă cel puțin câteva sute de mii de euro dacă ar fi să fie făcut pe bune. Dar a fost făcut pe încredințare directă, pe 30.000 de euro, tocmai ca să dea fel și fel de înlesniri la construcții, pe locuri de joacă, în parcuri și în locuri de parcare. Deci ei și-au decontat profitul, banii pe care îi fac ei sunt din inconfortul oamenilor care locuiesc în sectorul 6. Și au apărut și cartiere întregi, nesistematizate, dar au apărut și blocuri care nu aveau ce să caute în zone deja aglomerate. Avem probleme grave de mediu. Zona Lacul Mării, deși a promis iarăși că va fi amenajată, nu s-a întâmplat nimic. Acolo calitatea apei și mirosurile sunt foarte, foarte rele. Mediul de afaceri este afectat. Șpaga este la putere. În sectorul 6 se dă șpagă pentru diferite avize și autorizații. Îmi cer scuze, nu vă duceți, vă rog, după fenta lui Gabriel Mutu.
este o fentă, deci este un bruiaj, i-a trimis oameni de la PSD special pentru a bruia, ca să atragă atenția, ca mesajul nostru să nu se ducă mai departe. De tipologie, să te folosește de drama unor oameni. Dacă acești oameni vroiau să mă vadă, vă asigur că sunt omul care este la un telefon distanță sau la minister. Eu am audiențe în fiecare marți și nu numai. Ceea ce face PSD este să folosească de drama acestor oameni. Să-i trimită să bruieze, să-i trimită să arate cum PNL este irresponsabil. Acești oameni trebuie să știe că Partidul Național Liberal nu-i va minți, nu-i va păcăli. Le va spune exact ce se poate face cu argumente corecte. Nu aceasta este maniera în care se face politică în ziua de astăzi, aruncând în față oameni cu probleme serioase, cu probleme reale, cărora PSD nu le-a găsit soluție, dar exploatează și folosește pentru a bruia orice fel de comunicare a unor echipe PNL, a echipei Nicușor Dan și a noastră, a tuturor. Este trist. Eu credeam că am trecut de etapa asta de a face politică în trecut, în anii 90. Eu credeam că nu mai facem genul acesta de manipulări și de exploata dramele oamenilor. Repet, eu sunt omul cu care se poate discuta în orice moment. Sunt uimită cât de jos a coborât PSD Sector 6 și Gabriel Mutu folosindu-se de drama acestor oameni. Este sub nivelul oricărei decențe în București. Nu-i nimic, Gabriel Mutu, dacă tu crezi că așa faci politică și așa câștigi, greșești enorm. Aș vrea să insist că poate nu am prin bruiajul respectiv, nu am fost bineînțeleasă. Eu mă uit în ochii dumneavoastră ai cetățenilor din sectorul 6 alături de colegul meu și vă spun răspicat. Dacă echipa PNL a greșit cu ceva în trecut față de cetățenii acestui sector, deși nici eu, nici colegul meu nu eram în funcții decizionale la acel moment, vă cerem scuze. Știm că undeva s-a greșit în echipele PNL din trecut față de locuitorii sectorului 6. Nu am fost parte din respectivele decizii, dar ne cerem scuze. Avem cu atât mai mult responsabilitatea să demonstrăm că ceea ce s-a întâmplat și anumite defecțiuni pe care le-am avut în echipă sunt depășite și proiectăm și ducem în administrația din sectorul 6 oameni serioși.